Haideți să discutăm în continuare de mulțirea matricelor și totodată să spunem că nu avem voie să împărțim matricele, ceea ce, de exemplu, la numere avem voie să facem. Acest lucru va fi un foarte mare impediment în a rezolva o ecuație matricială, cu alte cuvinte, dacă la numere am 2x egal cu 3, x-ul este 3 pe 2, am împărțit, eu la matrice, dacă înlocuiesc, pentru că eu asta voi vrea mereu să fac, să înlocuiesc ceva pe care am rezolvat până acum în R, adică cu numere în matrici. Pe doi să înlocuiesc cu o matrice A, X-ul să rămână necunoscută egal cu B. Acest lucru nu am cum să, această ecuație nu am cum să o rezolv B pe A pentru că împărțirea nu are sens. Bun, deci specificăm, vom învăța despre mulțire pe care o avem voie să o operăm cu anumite condiții, împărțire, Împărțirea nu are sens, nu vom discuta de împărțirea matricilor, înmulțirea. Înmulțirea este nu este atât de natural cum a fost adunarea, să adunăm pe componente, nu vom înmulți pe componente. Mai întâi vă arăt un exemplu și apoi dăm regula cu caracter general. În primul rând, nu este nevoie obligatoriu ca matricele să fie de un fel. Mai mult decât atât, sunt matrici care au același număr de linii și de coloane și nu se pot înmulți. Ca să știm regulile, de fapt mai întâi învățăm procedeul, cum mulțim matricile. Deci, să zicem că avem matricea aceasta, 2, 1, 4, 0, 1, 3, denmulțită cu 4, 0, 1, 2, minus 1, 3.